Ezitarea mea asta de fiecare dată când încep să vorbesc e din cauza că sunt pe post de inginer și mi-ar aranjez imaginea, sunetul și de asta mă uit în toate părțile așa până când trec la pupitru în calitate de vorbitor. Sau pe scurt, să mă cănesc. Sunt și eu în campanie electorală. Că de câte ori deschid televizorul, când intru pe net, mă bombardează. Însă vreo 5 zile după cum ați văzut, am dispărut. Motivul e simplu. A intrat în viața mea Monica 1. E bună. E fata lui Gigabit. Și mi-a mâncat câtva timp până am adus-o în parametrii. O vedeți postată la album 3. M-a ocupat astăzi și de Monica Zero, sora ei siameză, sora ei geamănă, și datorită sponsorului meu principal, Dani Bucur, am dotat-o cu un procesor mai bun. Hai, ca să nu fie confuzii, e vorba de niște plăci pe bază de calculator, ce credeți? Și acum că am saci în căruță, pentru astăzi, că mâine mai văd eu, o să mă refer puțin la subiectul ăsta, campania electorală. În general, să mă scuzați pentru limbajul ăsta care are influențe ca zone și glumele la fel. 30 de ani am stat în mediul ăla, așa că e firesc. Trec la antescriptum. Un sondaj. Băsescu. Procentul celor nemulțumiți este de 68%. Cum? După 10 ani încă sunt 30% care sunt mulțumiți de el? O problemă mare. Alta. Azi e ziua regelui. Am avut un zâmbet. Sunt unii acum care pistonează tare ziua regelui. La. Păi ăștia să-și întrebe pe părinții lor. Ce sentiment au avut ei în 47, când regele a fost gonit în țară? Marea majoritate s-au bucurat. Au scăpat de exponentul clasei exploatatoare. Și în sfârșit și boborul muncitor venea la putere. Și fiii lor acum ne explică de importanța regelui. Sat la altul, istoricul Giuvara. România a trebuit să meargă în această toamnă la vot. Pentru că e un fel de lașitate să nu particip la vot, la viața politică a țării. Maestre, faptul că merg sau nu merg la vot e una și a participa la viața politică a țării este alta. Dacă merg la vot după creierul matale, care te apreciez foarte mult, implicit, 4 ani îmi văd de treabă că înseamnă că particip la viața politică a țării. Dacă o să intrați la mine în dialogul ăla care l-am avut eu, l-am cu primăria Brașov, m-am oferit gratuit să mă implic în ajutarea primăriei ca să fie mai bine pentru cetățeni. Nimeni n-are nevoie de ajutorul meu. Las că știe mai bine. Așa și cu oamenii politici. N-au nevoie de ajutorul nostru. Ești tu despre ce e vorba. Îl mai țineți minte pe Antonescu. Bine că a dispărut. Că și să la un moment dat scandal, când era în tandem cu Ponta, că Ponta a spus, domne, să vină și UDMR-ul la guvernare. Și atunci Antonescu a luat apărarea, spunând,
Domnule, faptul că ne-au am ajuns în frunte datorită la 7 milioane de cetățeni e una. Însă ce facem după aia e treaba noastră. E cuvântul ăsta curios, guru-guru, trec la body. E un banc cazon, ce scuze. Dar e foarte la obiect. Doi exploratori, Africa, și prind un trip de canibal. Îi bagă într-un țarc la îngrașat și când erau ăștia proaspeți și frăgeți, îi adună în fața acolo tot tribul în jurul lor și le spune că acum urmează să fie uciși și pe-a mâncat. Cei doi exploratori cer clemența. Și atunci șeful tribului zice, domne, ar mai fi o soluție. Ăștia doi spune. Păi, noi aici avem foarte puține femei. Și avem probleme din cauza asta. Dacă ați fi dispus să faceți guru-guru, vă iertăm. Păi cum guru-guru? Uite, selecționăm 10 dintre membrii tribului și mergeți cu ei într-un fizic și faceți guru-guru. Unul din ei, bă, decât mâncat și fiert, mai bine guru-guru. Anunță, eu sunt de acord. Cei 10 nominalizați sar în sus de bucurie, îl iau pe ăsta, dispar în spatele tufișilor, se au chirături acolo, vaete, zgâlție tufișurile, după câtva timp, iese ăsta ca încrecănat și aia zice, gata, e de-al nostru. Al doilea. Nu, asta nu fac în niciun caz. Pe mine să mă omorâți. Și cum mă omorâți? Șeful ne zice foarte clar. Păi guru-guru până mori. Ăsta e bancul cazon. Pare curios. Valurile astea care se fac cu votul, eu consider că mi se limitează dreptul de a alege. Fiindcă nu eu aleg pe unul din cei 17 milioane. Cineva îmi prezintă o listă, cum e cazul, acum 14. Și ai dreptul de a alege pe cine vrei tu, dar din ăștia 14. Nu ne uităm că e din stânga, că e din dreapta, că e din cer, să fie ăștia 14. De mult de tot mi-a plăcut replica unui ziarist, care a spus ce drept el a de a alege dintre 10 conserve stricate. Păi asta e marea problemă, că e din 89 se repetă cu consecvență la fiecare alegere. Că e de asta normală, că e prezidențială. E o problemă aici, că se agită mult cu să dai dovadă de spirit civic. Din păcate, cum spunea Pleșu, sunt mulți care sunt primii de neamul lor care poartă cravată. Al doilea lucru, cum spunea unul Ciutacu, când ai buletin de oraș, îți mai curge țărână din el câteva generații. Și mai trebuie lămurit o treabă. Spiritul civic nu apare la seară. Dacă apare spirit sătesc, spirit comunal, dar nu civic. Cine vorbește de spiritul civic? Niște oameni care, în cel mai bun caz, părinții lor au venit la țară, care habar n-aveau de spirit civic. Nimeni nu le-a explicat
când au venit la oraș, deosebirile între stat și oraș, regulile de la stat, regulile de la oraș. Ea trebuie direct la muncă. Și așa s-au educat și copiii lor, care n-aveau de unde să învețe celălalt spirit civic. Că părinților nu știau, vecinul din dreapta nu știa, la din stânga nu știa, la de sus nu știa, la de jos nu știa. Și atunci despre ce vorbim? Luăm un cuvânt și îl învârtim așa, că e trendy, spirit civic. Mi-a plăcut într-un interviu un țăran, care nu avea spirit civic. Se referea la politicieni. Și spunea, ăștia sunt ca porumbei. Când sunt jos să-și ciugulesc de mână, când ajung sus să cagă în capul tău. Astea sunt datele problemei. Dar în situația asta, dacă te gândești puțin, păi trebuie să te comporți exact cum te comporți cu porumbeii. Te faci un coteț, te pui la fiecare cât un inel la picior, te dai drumul să zboare, te dai greunțe și când ai chifii faci ciulama. Se poate treaba asta? Nu. De ce? Că avem spirit civic. Pe Yahoo era un articol, Big Brother de alegeri, românii care s-au săturat să le fie furate voturile. Și o poveste întreagă acolo, n-am mai copipesc, că nu merita. Ce-au descoperit ăștia? Să fie observator, ca să nu se fure voturile. După mine, marea problemă nu sunt voturile care se fură, sunt voturile care se oferă. Că nu-i nevoie nici măcar de o găleată. Că sunt, din păcate, foarte mulți care vax populi, chiar la oraș. Și atunci ăștia dau voturile. Mai ține strigătul ăla cu Petre Roman, femeile de la Apaca. Simplu. Și ăla de la Apaca erau toate bucureșteni, ce? Care, mă, sigur, au și copii. Care acum mă explică mie cum e cu spiritul civic. Mă uitam un comentariu, unul Ionescu, chiar la articolul Big Brother de alegeri. Cel mai important este să voteze cât mai mulți români, nu numai cei abonați la pomenirile electorale, morții, țiganii, etc. Să vină și clasa de mijloc, chiar dacă este scârbită de clasa politică actuală. Pleșu avea o vorbă, că Pleșu are multe vorbe deștepte, că mai scoate și țâmpenii. E partea a doua. Gândire cu intermitențe. Păi Ionescu ăsta care a pus comentariul ăsta, gândește cu intermitențe. Să vină și clasa de mijloc. Într-un fel, eu fiind pensionar de simțit, mă consider în clasa de mijloc. Chiar dacă e scârbită de clasa politică actuală. Păi mă, Ionescule, și ăsta e și adevărul și la mine, sunt scârbit de clasa politică actuală. Bun, vin la vot, că zici tu, Ionescu, ca să dau dovadă de spirit civic și să liniștești pe istoricul Neagul Juvara, că nu sunt lași. Dar dacă sunt scârbit, pe cine votezi, băi, Ionescule? Eu sunt scârbit de toți 14. Asta nu te-ai mai întrebat. Tu ai luat-o pe asta, să vină clasa de mijloc la vot. Punct. După aia, la următoarea alegere. Soluția, i-am văzut-o de mult. E irealizabilă. Pe buletinul de vot, la ora actuală, sunt 14. Să fie 15 pătrățele. Ultima, a 15-a, să fie candidatul, nu pe ăștia, pe ăilanți.
Și dacă nu-ți plac aia 14, îl stampilezi, nu pe lanț. Și ăsta zic că o să iasă pe locul întâi. Ei, și atunci se întâmple ceva. Se repetă alegerile, iar aia 14 să nu mai vină acolo, să vină azi. Dar cine se implementeze treaba asta? Cei care sunt aleși, chiar așa că au intrat, că au fost pe o listă, ce stâmpiți, ești chiar așa de stâmpiți, nu sunt. Sunt puncari, dar stâmpiți nu chiar. Și a tăiat craca de sub picioare. Asta e singura soluție. Că nu mă aștept ca vreodată, într-un partid, când se propune lista, să fie niște certuri de la până la Dumnezeu, transparență, și să fie cei mai meritoși din partid. Nu. Pe dedesubt se aranjează treaba, zici, ăsta e, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, neeligibil, mai pune 7, 8, 9 pe ăștia. Și atât. Se vor schimba lucrurile. Am o sigur. Dar peste câteva generații. De jos am găsit că exact la aceeași problemă m-am referit și prin 2009. Comparați ce ziceam atunci cu ce zic acum. Mare deosebire nu e. Nu știu cum dracu, dar nu se vede. Că soluția o văd. Problema eu o văd, dar marea majoritate nu o văd. Să mergem la vot toți. Să dăm cu un ștampil la ăștia. Bun. Și nu-l pui pe cretinul ăla, îl pui pe cretinul ăla. Și ce-ai rezolvat? Că am votat. S-ar putea ca eu să am o problemă de biblică. E firesc. Dar dacă eu n-am o problemă de biblică și marea majoritate o problemă de biblică, asta e vorba nemuritorului Șoric, fost chestor, chestlor. Și ce rămâne mie de făcut? Păi mă implic. Acum că Monica 1 funcționează, Monica 2, 0 funcționează și ea, le fac o carcasă. Și să mă uit încântat când va fi gata și fericit. Și mă lasă rece. Care din ăștia care nu merită ajunge președinte. Mai bine nu o să ne fie. Mai ales Băsescu a făcut un lucru fantastic. I-a dat idei următorului. Dacă el a reușit să taie cu 25% în achiziții nimeni, păi, e loc de mai bine. Ce să facă? Din păcate, am fost curt. Vă anunț că este prima dată când lumina este pe bază de LED-uri. Nu-i fluorescentă. Sunt numai LED-uri. Asta e un proiect al meu, îl vedeți tot la album 3 acolo. Și de-aia nici nu mai pâlpie. E tot 30 de frame. Am făcut o treabă bună. Asta o pot face, că e la mine în pătrățică. Ce nu e la mine în pătrățică? Cu regret, mă depășește. Ne mai auzim după ce scap de Monica. Yeah.